Muzeul Dunării de Jos Călăraș organizează în perioada 26-28 aprilie ateliere de decorat ouă. Acestea se vor desfășura la secția Arheologie din demisolul Consiliului Județean Călăraș între orele 9 și 12. La ateliere pot participa toți cei care doresc să decoreze ouă pentru sărbătorile pascale. Grupurile vor cuprinde maxim 20 de persoane, iar prețul de participare este de 2 lei de persoană. Datorită contextului epidemiologic actual, activitățile se vor derula respectând condițiile impuse de pandemia de COVID-19. Toți participanții vor păstra o distanță de cel puțin un metru față de celelalte persoane și vor purta mască de protecție. Muzeul va pune la dispoziția participanților doar materialele dezinfectante. În același timp, nu vor putea participa la activități persoanele care prezintă febră, tuse sau rinoree.